Pentru că sezonul rece se apropie, gospodarii încep să-și facă provizii pentru iarnă. Un preparat clasic, tipic românesc, este vedeta acestei perioade. Vorbim despre varza murată, pentru care oamenii au început să se intereseze la piață. Odată cu venirea sezonului rece, românii își pregătesc murăturile pentru iarnă. Ultima pe lista de preparate este varza murată, pentru care la tarabe deja au început căutările. Ați cumpărat varza? Varza am cumpărat-o, sigur. Și urmează să o... Și urmează să o punem la acrit și am luat de la doamna de aici spunduc. Spuneți-mi eu, cum pregătiți varza pentru iarnă? Eu o pregătesc cu... tradițional, o lingură cu vârf de sare la un litru de apă. Cum o pregătiți dumneavoastră varza în fiecare? Ca de obicei, nu am ceva special. Ca de obicei. E vorba despre rețeta clasică, cum o pregătiți? Păi na, o așez în butoi, pun sare, o curăț și pun apă, eu nu fac saramură, nu fac cantități așa, eu pun la ochi. Din ce ați văzut până acum, cum vi se pare marfa, cum vi se pare prețul? Să știți că prețul e foarte bun. Văzui 1,50 lei, cred că e destul de bun. Acest bărbat se ocupă în fiecare an să pregătească varza murată. Spune că a devenit deja un obicei pentru el. A cumpărat 70 de kilograme de varză albă și respectă rețeta clasică, deși are câteva trucuri care nu dau greș niciodată. Și astea se pun. Ia. Și asta e gutuie, porumb, așa se pune pe fundul butoiului. Este vreun secret? O aromă și plus că gutuiașcul ăsta nu face mătreață apa. Moarea nu face mătreață. Dar trebuie și ea, cum să spunem la noi, pretocită, de când în când. Deci este un întreg proces. Este, da. Trebuie să ai grijă de ea. Din două săptămâni trebuie să te mai uiți la ea. Producătorii spun că pe lângă varză mai sunt căutate și alte legume care se adaugă pentru aromă. De exemplu, varza roșie este folosită pentru a da culoare murăturilor. Prețul este 5 lei pe kilogram și e, să zic așa, condimentul principal la murăturile asortate. Pentru a da culoare? Da, neapărat. De unde produceți această varză? De unde veniți? La Cerniți. Da. Și spuneți-mi, vă rog, în afară de varză, ce alte produse mai aveți care sunt specifice verzei murate? Tatelor. Păi, sfecla roșie, țelină și cu frunze și rădăcină, hrean. La tarabe, prețurile variază. Cei care doresc să cumpere varză găsesc prețuri cuprinse între 1 leu și 50 de bani și 3 lei pentru un kilogram.